Bine, e și la vârsta asta în care ai tot viitorul în față, dar e un an ăsta cu atât mai special. Nu vorbim de un turneu final de campionat european unde v-ați calificat sub 21 de ani și de olimpiadă. Îți dai seama, asta e o șansă unică <coughs> pentru orice fotbalist. n au mai fost tot de la Tokyo din anii 60 la o la o, ediție de Jocuri Olimpice. adică da, eu... obiectivele tale bune că nu mai fotbal vezi, având astfel de targeturi de atins, nu? să fii prezent în loturile acestea. Da, cu acest gând am, am, venit și la Chindia să joc meci de meci, să o fac mai bine, să ajut echipa și să fiu din nou în circuitul echipei naționale. Acum, dacă voi fi convocat la campionatul european, cu atât mai bine. Va fi un plus pentru mine și voi da totul pentru echipa națională. Da, vorbește puțin mai mult pe teren, îl vedem pe. Da. E bine că vorbește mai mult pe niște. teren. Nu prea l-am văzut vorbind așa în viața de zi cu zi, dar pe teren a vorbit destul până acum. Sper să o facă bine în continuare și să-l convingă pe Adrian de, 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 de utilitatea lui ca membru al grupului. Eu nu pot să mă pronunț pentru că, bineînțeles, selecția aparține antenorilor, dar sunt bucuros că avem jucători ca Marco în țară care joacă foarte bine deși sunt foarte, foarte tineri. Și jucători care, cred că e important și în cazul lui Marco, vedem acum ce se întâmplă și cu Drăgușin, jucători care au avut posibilitatea să, -și, să învețe ABC-ul fotbalului în afară. Adică e important și aici să se pune bazele unor, unor lucruri bine făcute și noi asta spuneți că inclusiv acum v-ați plimbat prin țară și încercați să mișcați lucrurile cumva și dumneavoastră cât puteți și toți ceilalți care ar trebui să se implice pentru asta, dar e un caz fericit, Marco. În perioada pe care ai petrecut-o la Suensi a fost una care și-a pus amprenta asupra carierei tale. Se vede asta și din punct de vedere fizic, pentru că același lucru venea și la Radu Drăgușin. Cum a plecat în România, din România și cum arată acum. La fel și, și Marco a plecat ca un copilaj ca să zic așa, s-a întors bărbat de acolo pentru că a intrat într-un program cum din păcate în România nu prea sunt, Marco. Da, am mai povestit noi pe, pe acest subiect, plecam de la 8 dimineața de acasă, mă întorceam înapoi la trei după amiază. Adică aveam un program foarte încărcat, aveam mic dejun acolo, sală de două ori pe zi, antrenament, refacere și era totul foarte, era monoton așa, în fiecare zi la fel. Da, da, mă da. prinde bine pentru, da, pentru, da. pentru ce ai de gând faci. Și practic cu, Pentru viitor. Cu ăștia ne cam luptăm noi, domnule Stoichiță, cu nu. oameni care sunt băgați în programul ăsta de la 14-15 ani. Îmi pare rău că nu există peste t tot în România acest program, care să-l plictisească pe fotbalist de la 8 dimineața până după amiaza spre seară, sunt numai câteva echipe care au posibilitatea, la ora actuală, să ofere o astfel de infrastructură. omenează de vizitele astea în țară, împreună cu conducerea, cu președintele, cu astea. Pe ei. Căutăm să stimulăm, în contactul care îl avem tot timpul în țară, să stimulăm dezvoltarea infrastructurii. Pentru că fără o infrastructură sănătoasă și calitativă, civilizată, să-i spun așa, nu putem să obligăm un copil să vină la 8 dimineața unde? Unde să-l să chemăm? Unde să-l chemăm? Doar Hagi și cu FCSB-ul, cu Ciucu, cu, mă rog, cine mai are, Timișoara, poate, Teștu, să mă scuze acum că nu menționez. Sunt câteva academii care fac treaba asta. Ar trebui ca toată lumea care își dorește performanță fotbal să aibă acest, această infrastructură care să le ofere posibilitatea să oblige copilul să facă ce a făcut Marco la Sonsi. De fapt să și vede. Majoritatea jucătorilor care vin la echipele naționale vin din anumite zone, care au avut astfel de dezvoltare, care patronii, să-i spun, Hagi, cine mai e, Mă rog, la Ciuc e un conducător, Zondi în care se ocupă de toată treaba asta și văd că sep și vrea să-și facă exact același lucru. Asta este lăudabil că au avut viziune și au, au a, prognosticie în bun, ce să mai Și au dat seama că ăsta e viitorul. Mi-ați ridicat-o la fireu cu Hai Haideți să-l vedem pe Nandor Tamaș. Noi am mai vorbit despre Nandor Tamaș. Dar după, o scurtă, după o scurtă pauză, revenim cu declarația lui Nandor Tamaș și vorbim uh, despre posibilitatea de a avea un, un jucător pe care ar putea să ajute fotbalul românesc. Da? Revenim și vorbim. Nu o să facem un caz Andor Tamaș, dar a venit vorba. A fost ieri prezent uh, la meciul pe care din terminat la egalitate cu Sepsi 0-0 și știu, mi-amintesc clar, de, cred că și în urmă cu 2 ani vorbeam prima oară despre Nandor Tamaș. Era pe. În vizor, ca să zic așa. Era pe Era cătare. A... Și l-ați adus mai aproape. E jucător aici. născut 2000. Uh -huh. deci a jucat pentru România. Uh -huh. El a fost luat de către Academia Pușcă. și bineînțeles că acolo să încearcă, știu eu... Deturnarea lui, ca să zicem. Deturnarea lui. De la... Dar copilul a spus foarte clar. Gândește și dacă e chemat... Acum totul depinde de selecționer. Mm. Dacă are sau nu nevoie de el. Dar copilul nejucând pentru Ungaria este eligibil pentru, pentru, zona asta de U21. Problemele vor apărea în caz că va fi convocat. Păi de ce? Ce probleme ar putea -a? Dacă refuză. Nu? Ah. Fii dacă... și la acum cunoașteți lucrurile? Leo Grozav a fost cât se poate declara. A, răspunsul l-au dat ei mai bine decât mine. Eu nu pot să știu ce ce își doresc ei, dar... V-am mai zăpăcit așa cu, cu un jucător cu Postolache de la PSG tot vă întrebam, dar între timp lucrurile acolo este nu mai aceea, e în prim plan. Este aceea situație. Postolache aceeași situație ca la mm. Nandi, la Tamas, mm. da? Numai că Postolache nu poate să joace pentru România. Mm. Asta e. Și nici Tamaș cred că nu poate juca pentru Ungaria deci, mi-ați răspuns. E un jucător care ar putea să ne ajute, sperăm. Nu e concurență dar și nu e cu tine pe post. Joacă mai, mai avansat un pic. Nu Urmează să te întâlnești cu el. În... De altfel, te întâlnești, inclusiv ieri, te întâlni cu Adi Petre, te întâlnești cu foarte mulți foști cu echipieri, ca să zic așa, și actuali, posibil actual cu echipieri la da, lotul am, sub 21. Cam la fiecare meci mă întâlnesc cu foști colegi sau colegi de la echipe naționale. Uh, nu știu, cred că a ajutat foarte mult și această regulă 21 pentru toți tinerii din România. Că au, au multe jocuri în picioare. S-a văzut și la echipa națională jucând meci de meci în campionat au reușit să facă față și la campionatul european. Dar, dincă Zică... mă interesează o perspectivă a voastră a jucătorilor. Voi cei. Voi cei, din fericire pentru tine, nu e cazul că în momentul în care intri pe teren Joci până la sfârșit. Dar sunt fotbaliști înlocuiți În locuiție, minutul 1, în minutul secunda 30, au fost cazuri apropo de această regulă. Cum crezi că simți ei? Sau, nu știu, ai alt gen de interacțiune. Până acum am luat doar perspectiva antrenorilor care ne spuneau, domnule, le explicăm înainte, dacă vorbești cu ei, le explici, înțeleg. Sunt curios cum s-ar simți un jucător. Eu cred că. Dar la o parte. Adică așa m-aș simți eu, de exemplu. Mm. Nu știu, poate vorbesc cu ei înainte, cum ai spus și tu, nu știu ce, cu ce poate să îi motiveze după ce îi scoate minutul 5. Uite, pot să-ți dau, să dau de exemplu o fază când am cu CFR-ul. Uh, nu știu cine a fost Under 21 la CFR. Gădea, gădea. Mm -hmm. da. A fost scos minutul 5 și s-a rugat de arbitru. A, puteai să mai lași faza asta la un aut, să mai joc și eu puțin. Și asta mm. arbitrul. Uh, de ce, nu te așteptai să ieși? Adică, nu știu, și arbitrii, dau știau acest lucru, adică... Na. Da, da, poate să așa. fie traumat, Pot rămâne cu o traumă, sportiv, bineînțeles. Sper, Sper că nu, dar în orice caz, nu e bine ce se întâmplă când îi schimb în primele minute. De Vă joc. gândiți să nuanțați regula asta? Nu știu, voastră. vom vedea. Vom vedea ce soluții se pot uh, găsi la această situație, pentru că... Uh, rațional gândind aceste acțiuni, cred că mai mult i-a ajutat pe conducători regula U21 decât i-a defavorizat. Nu vreau să fac socotele acum, dar o să vedeți că jucători au apărut și și-au câștigat postul titular cu echipele naționale ale României și au adus beneficii cluburilor lor. Este un semnal în care fiecare club este îndemnat să-și cultive propria Pepinier, având uh, Academie sau, mă rog, un centru de junior foarte puternic dezvoltat, probabil că se va ajunge să aibă și jucători foarte buni în zona asta la sub-21. De fapt, vreau să vă mai spun ceva. Nimeni nu se zizează. Maturizarea acestor copii a fost forțată de regulă U21. Da, să fie spus. foarte clar. Următoarea noastră problemă este să continuăm maturizarea și pentru echipa națională mare. Rășine vă Aveți o strategie pentru asta sau cum? Gândim. Gândim și este lucru care ne preocupă cel mai mult. Dacă am reușit până acum să, să ducem acești copii la un nivel până regulile astea, până cotele pe care le-am impus, până contactul direct tot timpul cu cluburile și încercarea de convingerea tuturor cluburilor să aibă propria uh, academie, dar acum încolo trebuie să ne gândim, pentru că echipa națională mare a suferit în ultima perioadă, ce să facem ca să avem calitate mai bună și după 21-22 de ani. Ce vă îngrijorează mai tare în perspectiva debutului în aceste preliminarii? Probleme de la postul de portar sau cele de la postul de atacant? Nu, Încercăm să vorbim concret. nu mă îngrijorează nimic. Mă îngrijorează doar faptul că unii jucători care au plecat din țară nu joacă sau joacă foarte puțin. Stanciu singura... a dat gol așa că veste bună Da, ieri. Stanciu, da, are o... Are nu numai, în ultima vreme Marin... a fost decisiv de foarte multe ori. Răzva Marin are regularitate, este foarte bine ce mm -hmm. îi se întâmplă băiatul. Digisport, suntem mai ofensivi, mai incesivi în orice caz. Remus Răureanu... Bună dimineața, de dacă mai dimineața. mai dimineața. Am primit un telefon să fac schimbare la pauză. Da? Dai, ai casca. Să Am operat. Păi, casca de sună Luțu. Sună Luțu, sună cine vrea. Aici și eu imediat. Execuți. Execut. N-ai avut parte până acum de astfel de. Nu prea. prea. De astfel de, hmm. de antrenor, de astfel de întâmplări. Să te trezești la pauză. Ai vorbit așa din perspectiva lui, lui Gâdea, de a ne -ai povestit. Da. cred că nici pentru Harus n-a fost ușor, dacă e să mă întreb pe mine, după primul meu jucat, 45 de minute, nu am înțeles o explicație, n-a putut să o furnizeze în el după, după finalul meciului. E și aiurea să fii întrebat și să ceră. Da, e zici. greu să, să ai un răspuns la altfel de lucruri din afară, vorbesc. Mm -hmm. că, nu știu, a, a făcut un pas înainte eu zic cu acest transfer haruț, dar nu știu de ce a fost schimbat la pauză. Mm -hmm. Că tot vorbim de haruț, și am amenințat că o să vorbim de, de FCSB pentru că e următorul meci. Spuneai tu că sau ca să-l introducem și pe Remus, vorbeam despre seria Chindiei, foarte bună, echipă revelație, da. dar vin acum după patru jocuri în care n-au mai reușit să câștige și am zis eu mai în glumă, mai în serios lui Marco, e prilejul perfect în următoarele trei meciuri, urmează FCSB, Craiova și Sepsi. A, programul program jocuri ușoare. Da. <laughs> Abia acum începe programul de <laughs> Da. Nu, avem un program foarte încărcat. Am avut asta două săptămâni meciuri dintre trei în trei zile, pe terenuri foarte grele, adică și încărcătură fizică și mental mai mult, pentru că am fost uh, și dezavantajați, pot să spun, de arbitrii la unele meciuri. Uh, vine meciul cu FCSB, trebuie să ne mobilizăm, să strângem rândurile și să mergem la, la, București, să luăm punct sau puncte. La terenurile cum vă consumă? Cum e mai greu de jucat? Nu știu, tot spuneam, dacă am fi jucat uh, din 3 în 3 zile pe niște terenuri foarte bune, nu cred că era așa mare încărcătura, adică am jucat și la Mediaș, pe, pe un teren mai mult nisip decât iarbă, uh -huh. după un meci foarte greu cu CFR. După aceea la Bufte, acum cu teren înghețat, nici nu știam ce ghete să-mi pun în picioare, pentru că era același lucru. Nu știu, e foarte greu, mai ales fizic și, v-am zis, după această serie de meciuri fără, fără victorie, psihic. Da, mergi pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, ai mai jucat, nu? Nu, pe Arena Națională, nu arena aționale, ai -a jucat, nu. jucat. dar ai fost în lotul viitorului când. nici măcar nu, când ai nu. jucat. De deci ce prima oară când joci pe Arena da. Națională? Și împotriva unor jucători foarte laudați, Adică, de la mijloc în sus, suntem de acord că FCSB arată foarte bine. Da, am avut șansa să joc și cu, cu Moruțan la, la junior, la Ocluj. Recunosc că mai bine pot să spun. A crescut foarte mult, joacă meci de meci, are și realizări. Da, de la mijloc în sus eu zic că o echipă foarte bună. Și am simțit asta și în turc. în cu Chindia de am, am pierdut 2-0 cu ei. Și pot să spun că am simțit tot cea mai puternică echipă din acest campionat până acum. Moruțan părea de mic un talent mare, adică se vedea că avea ceva special? Da, de mic îi plăcea să dribleze, nu prea pasa, toată lumea se enerva că nu, nu pasa, dar și atunci avea realizări. Adică dribla cu un scop, nu, nu doar să țină mingea. Mm -hmm. Și a fost de toată lumea și când era mic. Tu cum percepi un Octavian Popescu pe noi? Ne-a impresionat pentru faptul că am văzut așa o ușurință de a juca fotbal, o plăcere, o ușurință și dezvoltură în, în tot ceea ce face, adică nu, nu pare că e nimic forțat. Da, Se pare să e un jucător ieșit așa din, din comun, din cel vezi? sau tu, antrenându-te cu astfel de, de jucători, îi vezi și altfel? Da, e un jucător talentat, tânăr, nu știu, un teren imprevizibil, pot să spun, care crește de la meci la meci, are tot mai multă încredere și joacă și el șansa, adică orice jucător tânăr care intră, mai ales la FCSB, prima echipă, primul loc în acest campionat, își dorește să demonstreze. Motivație pe cale genetică mai mare pentru meciurile cu FCSB, așa? Încă... Da, e o motivație în plus. Golul pe care Cristi l-a dat, bănuiesc că l-ai văzut de 100 de ori, pe care l-au dat stelei când juca la rapid. Da. Poți să ai crescut cu golul ăsta, te născut, practic. Da, normal că e o motivație în plus să știu cu FCSB după aceea cu Craiova. Adică, nu știu, eu cred că echipa noastră se mobilizează mai bine cu echipele din primele 5 locuri. Cu echipele mai mici, să spun, avem probleme. Da, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Prilej să vă aduc vești bune dacă sunteți alături de noi și sperăm să rămâneți alături de noi. Vom mai spune ce se întâmplă în Australia după ce a pierdut primul set cu 6 la 3. Este pe care să-l câștige pe cel de-al doilea, Simona, cu 6 la 1. Poate o rezolvă repede pe Ida Sviatec, astfel încât pe final de emisiune să ne vorbim mai mult și despre Simona Hale. Până atunci, scurtă pauză de publicitate, revenim. Am revenit. Remus. Da. Ce mai faci? Da. Ești bine, cum da? te vizitezi, da. Da. Trebuie să faci un rezumat ca să nu repet ce ați discutat deja voi. Păi ce, nu te-ai la emisiune în prima... Pentru că am fost pe drum. A, da, da. N-aș fi avut păi cum să urmăresc. Nu, nu te În Uber, în taxi. Nu, nu. Dinamosepsi, n-am discutat despre dinamosepsi. Deci și e de discutat. Păi Situația e, cu nocturna, mai ales. Ce, când pornește, pornește de... nocturna, se oprește da, instalația? De, de... evul mediu adică în contextul transferului Man, în contextul înapoierii acestui campionat, este uluitor. E ca și cum ai construi o navă spațială cu unelte din de acum 500 de ani. Te seama că un jucător venit de aici, unde dacă a prins nocturna, se închide instalația de încălzire și invers. Un jucător din această competiție pleacă pe o grămadă de bani în Serie A. Ești așa de revoltat de treaba Ți, Nu știu, poate sunt eu obișnuit cu Adică. Eu crezi că la e o parte bună a lucrurilor? E o bună a lucrurilor. Măcar se pornește instalația de încălzire. Și există instalație de încălzire, pentru că am văzut terenuri și Marco le-a simțit unde conceptul de instalație de încălzire nu există. Adică există, acolo dar e... nu e pornit. Nu e, nu e pornită. Ca nu consumă. Ca să economise da. niște. Dar turna nu e, nu e prima dată când se stinge nocturnul în, în acest campionat. Să nu uităm la. Meciul. Păi, da, da. viitorul a profitat Vitoru de la Iași. Iacolioș, da. Da. S-a stins în timpul Exact mei. când se rostogolea mingea dincolo de linia porții la da, 2 la da. 1 pentru Poliaș. mingea foș... trecuse de Cojocaru și Foștii tăi cu echipieri aveau trei puncte mai puțin. Auzi. Chiar tu cum îți explici ce se întâmplă? Bine, e o postură destul de ingrată în care te pune. Acum nu e ca și cum vii aici, nu mai să vorbim de lucruri plăcute. E vorba de foștii tăi cu echipieri, de echipa de care aparții, dar iată viitorul unde, unde este. Adică 8 meciuri când vorbești de viitorul FCAG și zici, unii au meciuri fără să câștige, ai crede zice că și fără e să piardă invincibil? Zici da? că da, adică nu. Da, nu e știu, Inexplicabil. Au, eu cred că au fost foarte multe schimbări, și la nivelul staffului, și la nivelul jucătorilor. Adică a plecat Iancu, care era golgetul echipei, a plecat Lucas, în care zic că a, a ajutat foarte mult echipa în atac și s-a schimbat banca tehnică aproape toată. Adică, nu știu, nu poți să. În afară de acest lucru nu poți să găsesc o inspirație. Uite că, teoretic, ai fi zis băi, nu mă ținește de la viitorul să joc, mă împrumut, -am, am dus la Kindia, ce o să fac? Kindia de-abia s-a salvat de la retrogradare. Uite că o astfel de decizie, până la urmă, e în favoarea ta. Ai jucat meci de meci, Kindia te-a și ajutat echipa, cum, cum vorbim, nu? Ai ieșit în evidență și datorită prestațiilor foarte bune ale echipei. Da. Chiar am avut un feeling bun înainte să vină la Kindia, că împreună cu băieții de la viitor vom face treabă în acest campionat. Am fost ajutat de echipă și am ajutat echipa, pot să spun. Mm -hmm. Și ieri, altă de fapt, nu ieri, alaltă, ieri, vorbeam cu Viorel Moldovan și spunea că e, ai fost unul din transferurile hotărâtoare pentru parcursul Chindiei și îmi spunea chiar că a vrut să te ia și înainte, dar n-ai vrut tu atunci, l-ai refuzat. Da, am fost, am fost sunat, adică impresarul meu a fost sunat de către Viorel Moldovan cred că o dată sau de două ori, să vin în primul la Chindia, dar eram la viitorul, așteptam șansa să joc, să demonstrez și nu știu, eram într-o situație și nu foarte bună în campionat și am decis să rămân la viitor. Dar când ai revenit în România la viitorul, ai avut probleme de acomodare după Anglia? Ți-a fost greu să te obișnuiești cu ceva? Da, e, nu știu, a fost o schimbare foarte mare pentru mine, adică din acolo patru ani de zile cu același stil de joc și viața de acolo. Să vin în România chiar și la echipă ca viitorul a fost greu. Uh -huh. Vorbind despre jucători români care au probleme când pleacă din România în alt campionat, dar tu ai parcurs drumul invers și mă gândeam, mă, de asta mă întrebam dacă e complicat să te acomodezi și așa venind. Da. Da. Din decizia, alt fotbal. decizia de a te întoarce în România bănuiesc n-a fost, fost una simplă de luat. Perspectivele însă acolo, sigur, puteai să rămâi, să joci în continuare pentru echipa sub-23 celor de la Swansea, nu? Da, eu, eu mai aveam un an contract cu cei de la Swansea. Eu am decis să, să închei acest contract uh, pentru că am avut și acea accidentare înainte de campionatul european, uh, nu prea mai primit șanse la ei și au vrut să mă dea împrumut 6 uh, șase luni de zile atunci. Uh, nu știu ce echipă accepta acest lucru, să mai împrumut 6 luni, pentru că cu toate pauzele competiționale, eu cred că era greu să jucai patru luni din șase. Și am decis să plec. Aveam mai multe opțiuni și în România și am ales viitorul pentru că am, avut, am găsit acolo echipă tânără, știam și jucătorii pentru că am fost colegi la, la echipele naționale. Ucluj una dintre opțiuni, că ne-a zis Daniel Stanciu ăsta. Echipa de suflet, să spunem așa. Cu mai recent, nu atunci. Uh -huh. a, fost, a fost echipe din primele cinci clasate în România. Dar inclusiv la Craiova, țin minte că s-a da, da, da. de o Au posibilitate fost... de a ajunge acolo. Da. E mai bine pentru un junior să parcurgă drumul tău, adică să crească în Anglia, în cazul tău, sau să fi rămas în România, să fi debutat la seniori mai mic, mai, mai devreme? Nu știu, pentru așa eu cursul ta. meu, pentru da. că stai, că, Stai uite, acum am mi-a trimis Cristi o poză. Nelu, ți-am trimis o poză și apropo de dezvoltare, că vorbim de și de dezvoltare psihică, dar mai ales de dezvoltare fizică. Am văzut în cazul lui... Uh, nu știu dacă putem să dăm la televizor pozele astea, dar în fine încercăm. Uh, am văzut în cazul lui uh, Drăgușin. Știi uh, da, imagine, despre ce te... vorbesc? Da, da, da. Imagine pe care tot așa le-am le dat tot aici, mă rog, tot aici, la Liga Digi Sport, tot aici la Digi. Cum a plecat Drăgușin în, în Italia, de aici, din studio, practic l-am văzut și de aproape, și cum arată acum? E monstru, ca să zic așa. Da, în păi punctul ăsta de vedere. S-a pus pe picioare acolo, zic eu. Adică, cum ți-am mai povestit, ai o zi de muncă, la 8 dimineața a plecat până la 3 și faci de două ori pe zi sală, adică e altceva, te dezvolți altcumva. Și nu doar pe plan, nu doar fizic, și, și, mental, zic eu. Te pregătesc pentru ce va fi, nu pentru ce este în momentul actual. Da, da. Bănesc că păstrezi programul, adică ai rămas cu deprinderile de acolo. Da, da, da. Mă gândesc că faci în continuare programul acela intens și de sală și de tot ce înseamnă. Pentru da. că... La viitorul nu prea aveam voie să facem sală, dar H.G. Des... avea regula asta. Fără uite, de... Remus, despre ce vorbeam. În stânga e tot Marco Dulca, în dreapta e tot Marco Dulca. Diferență de un an, nu? Un an, maxim doi, cred. Cam despre asta vorbim. Preparatorul fizic poate să-și facă reclamă cu imaginile astea. Da. Cam, despre... Cam despre asta vorbim. Da, și bănuiesc că se simt în contactele din teren și toate, adică masa asta musculară pusă și tot ce înseamnă, nu știu, vitalitatea asta, posibilitatea de a pune piciorul, de a sta pe, pe picioare în contactul da, fizice. Mai, ești mai sigur pe tine, știi că ai un plus față de ceilalți, adică sincer nu e frică de niciun adversar. Am văzut asta, că ești destul de kamikaze așa în, în teren, adică da, nu, nu ți-e frică se... să pui... Piciorul, să Din păcate bagi capul. se acordă prea ușor faul la unele dueluri așa și se acordă și a cartonaș galben, de aceea uneori mi-e frică să intru, cum intram, de exemplu, în Anglia, mm -hmm. la minge, doar pentru că se acordă foarte ușor și poți să, să fii suspendat. Da, cu arbitrii te-ai confruntat cu... te-au înșertat arbitrii? Cum tot auzim, că se întâmplă în ultimul timp, că au așa un aer superior și arogant. Nu o să-și să dai exemple concrete, dar dacă ți se pare că nu știu, din punct de vedere al jucătorului e, e ceva deranjant. Da, uite, de exemplu, la meciul de ieri împotriva Utei, a fost un arbitraj foarte corect. În teren chiar am vorbit cu arbitru și mi-a răspuns foarte frumos, adică nu arogant, dar am întâlnit și arbitrii care mm -hmm. se comportă și au un nu știu, un comportament de-asta arogant, așa. Cine față de jucători. Până și. Oricum. Cum? Zic nejustificat. Da, 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 nu, nu -mi înțeleg. Mi-a plăcut foarte mult Pițian cu mare coce mi-a dat la în cap. Mi s-a părut da, o da. declarație super, super simpatică a lui Pițian. Și, într-adevăr, din afară îți vine să spui că a avut un pic probleme de arbitraj Chindia în ultimul timp. În a timp avut, clar. Merge. da, da. Și a mai avut și în sezonul trecut probleme mari de arbitraj. Adică a suferit. ca să-l scoți pe unul ca să, scoți da. pe unu, ca să doi din Pepe, trebuie să, să, fie o serie de... Sincer, nu am văzut niciodată așa nervos ca și după meciurile acestea pe care le-am avut. Bine, are și dreptate, deoarece uh, și la meciul cu CFR, eu zic că am dominat. Cred că am fost singura echipă care a dominat uh, CFR-ul în acest campionat. Și prin ocazii, și prin posesie, și să ai uh, un penalti neacordat, e frustrant. Mai ales după un acest meci cu o încărcătură mare. Da. Apropo de uh, problemele de arbitraj și de ce spunea Benga, Așa. Cu Covaci mi se pare că se întâmplă ceva, se transformă cumva. Nu, mie, mi se pare foarte ciudat. Știi că a fost nu? cu noi într emisiune păi la un moment dat și eram amândoi impresionați, a... încântați de discurs. Zic, te frate, și pe teren amenință, înjură, jignește. Da, nu știu, chiar nu-mi dau seama. Poate îi se pare lui că se impune mai ușor așa dacă le vorbește urât jucătorilor. La că îi ține la distanță. Că la, la distanță, da. Se sperie. Și eu am încercat să caut explicații, dar nu... Da. Nu, prea... nu o găsești, nu? Nu. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim.